Vă salut cu drag și în această seară, dragii mei, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună în această seară, dorind ca să descoperim noi elemente care ne pot da putere, care ne pot încuraja și care ne pot ajuta să ducem mai departe luptele vieții. De aceea am și intitulat emisiunea din seara aceasta Ești greu de învins. Cu toate că noi, ca oameni, suntem slabi, avem tot felul de elemente șubrede în viața noastră, în caracterul nostru, în ceea ce facem, cu toate acestea, având în față istoria Sfântului Iov, putem vedea că nu suntem chiar așa ușor de biruit, suntem chiar greu de învins. Și de aceea vă propun în seara aceasta să facem o călătorie fascinantă, privind la viața lui Iov și trăgând niște concluzii pentru viețile noastre. De regulă, ne dăm foarte repede bătuți, mai ales noi, cei din generația aceasta mai tânără, care am trecut direct la prosperitate din regimul comunist și care am fost învățați să avem lucrurile ieri, nu azi, nu mâine, nu poimâine, este foarte greu să înțelegem că trebuie să avem răbdare, să luptăm cu greutățile vieții și să nu ne dăm atât de ușor bătuți. Până la urmă, oamenii puternici au înțeles principiul acesta că viața are și bune, are și rele, are zile bune, are zile rele, are zile în care ai prosperitate, ai și zile în care pur și simplu simți că totul se năruie deasupra capului tău. De aceea aș vrea ca să deschidem Sfânta Scriptură, să vedem viața lui Iov și să învățăm ceva de acolo, pentru că aceste istorii scrise în Sfânta Scriptură nu sunt niște povești pioase și frumoase pe care să le citim, pe care să le admirăm, ci sunt niște exemple, niște lecții de viață pentru noi și dacă le învățăm, ferice de noi. În drama aceasta a vieții lui Iov avem în spate acea luptă dintre Dumnezeu și Satana, care vine la Dumnezeu și are așa o aroganță a lui de mare stăpân ca să pretindă că tot pământul este a lui, că i-a învins pe toți oamenii, că toți oamenii sunt sub stăpânirea lui și până la urmă n-are rost să mai pretindă Dumnezeu nimic acolo. Însă Dumnezeu arată cu degetul spre Iov și zice, stai, nu te grăbi, Satano, te-ai uitat la robul meu, Iov, ai văzut că este de neînvins? Ai văzut că este un om curat la suflet care mă iubește din toată inima și care îmi slujește dezinteresat? La care diavolul zice, stai un pic, că l-ai binecuvântat mai mult decât pe toți oamenii și e normal ca el să te slujească pe tine. E normal ca el să ți se închine ție, pentru că turmele lui acopăr țara, are multe bogății, are mulți slujitori. Cum să nu-ți slujească ție, Iov? Lasă-mă numai puțin să mă ating de ceea ce are și ai să vezi că te va blestema în față. Și în spatele cortinei, în spatele narațiunii cărții lui Iov se află acest decor al luptei dintre Dumnezeu și Satana pentru sufletul lui Iov și miza era uriașă. Miza acestei lupte stă într-un singur cuvânt. Degeaba. Oare degeaba îți slujește ție Iov? Și acest hinam ebraic, da, degeaba, este de fapt miza cărții lui Iov. Și în viețile noastre, practic, autenticitatea noastră se dovedește în momentul în care se descoperă motivele care stau în spatele acțiunilor noastre. Asta face ca totul să cadă sau să rămână în picioare. Poți să faci lucrări din cele mai nobile, din cele mai frumoase, în momentul în care se află că motivația din spate este una greșită sau una dubioasă sau una care îți aduce avantaje doar ție sau una chiar nelegiuită, atunci totul se năruie. Ești greu de învins,
dacă îți păstrezi valorile și dacă îl iubești pe Dumnezeu până la capăt. Trebuie să fii conștient că în viață vin zile bune și zile rele. Zilele bune ale lui Iov arătau cam așa. Sunt descrise în cartea lui Iov, primul capitol, primele versete. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Până aici totul este frumos. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Iată zilele bune ale lui Iov. Poate că și tu ai avut în viața ta zile bune, poate că și tu ai zile bune în prezent și îți aduci aminte de zilele bune, dacă au fost și acum 3 zile rele, cu mare bucurie sau cu mare nostalgie sau cu mare regret. Iar dacă trăiești zile rele, îți aduci aminte așa cu oarecare amărăciune că au fost zile bune și acum 3 zilele rele. Însă viața are și zile bune, are și zile rele. Și așa arătau zilele bune ale lui Iov. Era cel mai bogat din ținutul acela, era cel mai prosper și pe deasupra era și un om al lui Dumnezeu, care îl iubea pe Dumnezeu, care își iubea copiii, avea o familie numeroasă. Și ce poți să fii mai fericit decât în momentul în care știi că ai o familie care te iubește, în care copiii se înțeleg între ei, în care nu duci lipsă de nimic, îl iubești pe Dumnezeu și toate merg așa cum ți-ai planificat. Ce-ți poți dori mai mult de atât? N-ai cum să-ți dorești mai mult de atât. Și cu toate acestea, au venit și zilele rele. Și să nu credeți, dragii mei, că e nevoie de cincinaluri sau de decenii ca să se schimbe viața voastră. Viața se poate schimba într-o secundă. De la zile bune să ajungi în cele mai tragice momente ale vieții tale într-un coșmar existențial. Schimbarea subită a vieții este atât de surprinzătoare pentru fiecare dintre noi și fiecare dintre noi o putem trăi, dar nu ne vine să credem lucrul acesta. Și de multe ori suntem nemulțumiți, că lucrurile nu merg nu știu cum, dar suntem nemulțumiți de bine și că nu avem foarte bine. Însă trebuie să fiți conștienți, dragilor, că sănătatea se poate pierde subit. Poți avea parte de un accident, tu sau cei dragi ai tăi, și subit viața ta se poate schimba. Poți pierde pe cineva dintre cei dragi ai tăi, poți pierde locul de muncă, poți pierde multe lucruri în viața ta și viața se poate schimba imediat. Ce faci în momentele în care viața te ia prin surprindere? Ce ai putea să ai în suflet ca să-ți dea acea stabilitate? Și ce te poate face să nu cedezi atunci când ești doborât de întristare? Cum poți face față acestei schimbări subite în viața ta? În viața lui Iov, după ce diavolul cere permisiunea lui Dumnezeu ca să-l încerce, loviturile au venit una după alta, fără să mai aibă timp să ia aer sau să se reculeagă după vreuna din ele. Începând la versetul 13, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei.
și s-au aruncat niște sabeene asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Culmea, numai vestitorul de rău scăpa. O lovitură grea. Să pierzi boi, 500 de perechi de boi. Vă dați seama ce era acolo. Da, să... Apoi să pierzi și măgărițele care pășteau, animale de povară, nu știu la ce mai le foloseau. Le-au trecut prin ascuțișul sabiei și n-a rămas nimic. Și pe slujitori i-au omorât. Nu mai ai slugi în zona aceea, nu mai ai animale. S-a terminat. Și e o lovitură cât se poate de grea. Și ai zice, ok, hai să stau să mă reculeg, beau un ceai, beau o cafea, mă mai sfătuiesc cu soția, cu copiii, să vedem ce putem face, cum putem repara daunele. Cam așa sunt loviturile în viața noastră, dar nu se opresc aici. Pentru că vine un alt sol vestitor al nenorocirii și spune așa, pe când vorbea el încă nici n-a terminat. A venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Boi, măgărițele, oile, slujitorii care aveau grijă de aceste animale, totul deodată așa, în câteva minute, pierdut. Și poate că și asta ar fi gestionat-o cumva, dacă ar fi avut timp și dacă Satana s-ar fi oprit aici. Dar observați că nu se oprește aici. Și poate că sunt oameni, majoritatea dintre noi nu trecem prin pierderi atât de mari. Deși ne văităm și ne plângem și tot timpul suntem nemulțumiți. Vai, ce greu o ducem, vai, cât de grea este viața noastră. Stați un pic că încă n-ați ajuns la limita suportabilității. Ne dăm prea ușor bătuți, dragii mei. Ne dăm prea ușor armele jos și începem să ne tot văicărim și să ne plângem de milă. Însă trebuie să recunoaștem că spre deosebire de alte epoci când viața era foarte grea, oamenii munceau din punct de vedere fizic enorm de mult și treceau prin drame foarte mari. Să pierzi un copil era aproape obișnuit, mai ales în zona aceea de timp în care epidemiile erau la ele acasă și de-aia și făceau mulți copii, pentru că dintre 7-8 copii rămâneau câțiva. Da? Chiar mi-aduc aminte de marele compozitor Johann Sebastian Bach, a avut 21 de copii, dintre care au supraviețuit 8. Vă dați seama câți copii a îngropat omul ăsta și a fost și orfan. Și pe deasupra a luptat cu viața într-o asemenea măsură și cu greutățile a călătorii de aici colo, de pe la un duce la altul, de pe la o capelă la alta, ca să aibă un job, să aibă ceva de mâncare, să se întrețină din arta lui. Și în cele din urmă a ajuns unul dintre cei mai mari compozitori. Oamenii se confruntau cu greutăți foarte mari și nu este singurul. Dacă studiați istoria oamenilor mari, o să vedeți că au înfruntat greutăți insuportabile și inimaginabile pentru unul dintre noi care trăim în puful civilizației. Și toate sunt la o pocnitură de deget, la o apăsare de buton sau, eu știu, la un robinet distanță. Da? Toate-ți vin pe țeavă, toate sunt la îndemâna ta. Ai gaz, ai apă, ai curent, ai tot ce trebuie. Utilitățile sunt ceva la ordinea zilei, este de neimaginat să mai trăiești cum trăiau oamenii ăștia. Da, să mai muncești pentru hrană, da, să mergi în fiecare zi, să ai de a face cu pierderi în agricultură sau, dacă vorbim aici despre animale, în cazul lui Iov, păi era un dezastru. Anul ăla erai sortit la foamete, erai sortit la piere, foarte greu. Două lovituri puternice și urmează a treia. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat să-ți dau de știre. Deci, practic, a pierdut toate animalele și toți slujitorii. În cartea lui Iov, dragii mei, putem să observăm
acea categorie de oameni sau omul care, lovit fiind, devine din ce în ce mai puternic. Este un paradox pe care nu putem explica. Însă asta arată că ești greu de învins și că puterile puse în noi de Dumnezeu de a suporta greutățile și poverile vieții sunt foarte mari, însă ele sunt într-o stare latentă, sunt aproape nefolosite. Cum apare ceva, s-a luat netul. Fai, mare dramă când s-a luat netul atunci pentru câteva ore. Deja erau disperați toți. Vai, ne-a căzut rețele de socializare. De zici că ai făcut stop cardiac sau, eu știu, AVC. E cumplit pentru unii. De ce? Pentru că am învățat să depindem atât de mult de confort și de tehnologie, încât nici măcar nu ne mai imaginăm viața fără ele. Însă Biblia ne arată că omul care este lovit de greutăți poate să devină mai puternic. Până acum Iov a pierdut toate bunurile materiale. Și într-adevăr i-a părut rău, să nu credeți că a fost cinic, zic, na, asta e, s-au dus. Na. Nu, i-a părut rău, e clar că i-a părut rău. Însă loviturile cele mai grele urma să le încaseze de acum. Și spune cuvântul mai departe, pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Dragii mei, lucrurile s-au complicat din ce în ce mai tare. După ce a pierdut așa la secvențe scurte de timp, tot ce avea, toți slujitorii, acum diavolul lovește țintit în ceea ce iubea Iov mai mult, copiii. Și nu unul, 10. Wow! Vă imaginați ce doliu, ce jale a putut să fie acolo când toți cei 10 copii ai tăi au murit în acea calamitate deodată. E greu, e cumplit când pierzi un copil. E greu și e cumplit când suferă un copil de-al tău, că ai prefera orice, să dai orice, să fii în locul lui, să mori în locul lui, să-ți dai, eu știu, un rinic, să îți dai un plămân pentru el, orice ai face pentru copilul tău să nu sufere. Dacă e să pierzi un copil, este o durere și mai mare, este cumplit. Dar imaginați-vă să pierzi în aceeași zi 10 copii. Este cea mai mare dramă pentru un părinte. Nu știu dacă există greutate mai mare ca aceasta. Preferi să mori, preferi să suferi de orice boală, dar să-ți moară copiii este tragic. 10 copii deodată morți. Și după ce i-a luat copiii și după ce a pierdut tot, Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, dragii mei, omul lovit care devine mai puternic. În situațiile de criză se pot vedea cel mai bine valorile în care crezi cu adevărat în viață. Dacă ele sunt legate doar de interese și de flecuștețuri din astea mici, în momentul în care primești loviturile puternice ale vieții sau schimbări majore în viața ta, atunci se vede dacă într-adevăr tu crezi în ceea ce spui și afirmi. Atunci se vede dacă valorile tale stau în picioare sau nu. Majoritatea, îl iubim pe Domnul, Domnul e bun, Domnul ne ajută, Domnul e cu noi, Domnul... Și toată ziua, Doamne, Doamne, știți? Însă, este foarte interesant că
În momentul în care viața se schimbă și în momentul în care nu mai e de câștigat anumite lucruri, se schimbă și valorile, se schimbă și discursul, se schimbă tot, principiile, și deodată vezi un alt om. Însă Iov n-a fost așa. Iov a pierdut tot ce avea și a pierdut toți slujitorii, a pierdut 10 copii și cu toate acestea a rămas acela și rostește o binecuvântare pentru Dumnezeu. Să știți că în momentele acestea, cei ce pot să facă ceea ce a făcut Iov sunt cu adevărat puternici. Nu cei ce fac isprăvi mari în viață și le merge totul bine sunt oameni puternici, ci cei care știu să piardă totul și să rămână oameni integri, ăia sunt oameni puternici. Pentru că atunci când Dumnezeu te binecuvântează, este oarecum firesc, deși unii își pierd sufletul și în felul acesta, dar este relativ ușor să îi dai slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumești. Însă în momentele în care ești doborât de întristare și pierzi tot, atunci este foarte, foarte greu să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Când pierzi tot și pe cei dragi, ce mai poți zice? Una din întrebările pe care aș vrea să ți le adresez și să mi-o adresez în seara aceasta este: știi să pierzi? Cât de mult știi să pierzi în viață? Pentru că puterea unui om aici stă. În cât știe să piardă și cum știe să piardă. Dacă nu știi să pierzi în viață, atunci când vei avea pierderi mari, vei fi doborât de întristare, vei fi debusolat, nu vei mai ști ce să faci. Iov a știut să piardă și crezul lui și enunțarea valorilor lui este în versetul 21, când spune: gol am ieșit din pântecele mamei mele, un adevăr pe care îl uităm mulți dintre noi, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Cel mult luăm cu noi un sicriu din lemn de mai bună sau mai proastă calitate, mai lăcuit, mai nelăcuit, sau niște haine mai scumpe sau mai puțin scumpe și eventual niște flori pe care cei dragi ni le pun acolo pe sicriu. Cam atâta ei din lumea aceasta. Dacă îți mai face și o criptă, hai să zicem că ești din categoria celor privilegiați, dar nici măcar alea nu le iei, că rămân aici. Cât de mult știi să pierzi? Zice: gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă duc în țărâna pământului. Nu iau nimic cu mine. Și în cele din urmă îi mai vine diavolului o idee. Stai un pic că ai pierdut pe cei dragi, ai pierdut bunurile materiale, dar încă mai ai ceva. Știți că diavolul este specialist în a accentua durerea atunci când te doare cel mai tare, și în sistemele totalitare știau să studieze slăbiciunile și mergeau la cei dragi, mergeau la, îți luau averile, te deposedau de tot ce înseamnă viață, demnitate, sănătate, drepturi, și apăsau acolo unde știau că este mai dureros. Povestea cineva că un supraviețuitor din pușcăriile comuniste, că veneau la ei securiștii de la Gherla și la Jilava, inclusiv cu fecale, și puneau să mănânce. Zicea: na, mănâncă, ia uite ce gustos e. Pur și simplu să întoarce stomacul pe dos. Știau să te golească de orice demnitate, știau să-ți ia tot. Însă un singur lucru nu puteau să ia: puterea de a lupta mai departe și de a nu renunța la valorile spirituale. Asta nu le puteau lua, decât dacă omul ceda. Care sunt valorile tale în viață? Și cât de mult știi să pierzi? În situația de față, Iov mai avea doar sănătate. Câtă vreme ai sănătate, știți cum se zice în popor, bine să ai sănătate, că e mai bună decât toate. Și așa este. Dacă ești sănătos, ești binecuvântat. Poți să muncești, poți să te simți bine, chiar dacă pierzi anumite lucruri, până la urmă le poți face, le poți recupera. Dar dacă pierzi sănătatea, iarăși este
este un lucru foarte important. Și nu este vorba de o pierdere ușoară a sănătății, ci este vorba de o boală de piele, nu știu ce era, lepră sau ce era, din cap până în picioare l-a lovit pe Iov. Și Satan a zis, piele pentru piele, omul dă orice pentru pielea lui, pentru sănătatea lui. Ia, lasă-mă să mă ating. Și Dumnezeu zice, te las doar de viața lui să nu te atingi. Ești greu de învins, să nu uiți lucrul acesta. Și oamenii cei mai încercați sunt și mai greu de învins. Am întâlnit oameni, dragii mei, care trăiau cu niște resurse minime, în niște condiții inexplicabile de viață, cum pot să trăiască unii mulți. Și nu e vorba de categoria aceea de oameni indiferenți, indolenți, puturoși, care stau numai să sucească țigări și să bea și să primească ajutoare sociale. Nu este vorba despre astfel de oameni, ci despre niște oameni care au fost loviți de viață, un tată bolnav, cu mulți copii, mama a plecat de acasă, copilașii săraci în jurul lui, necăjiți, se rugau pentru tatăl lor cu o pensie mizeră, condiții inimaginabile de viață. Și erau bucuroși că tata este acolo, în cărucior, așa cum era, schilodit de boală, și el se bucura că acei copilași erau lângă el și că putea să-i strângă în brațe așa cum putea. Este inimaginabil. Și cu toate acestea, oamenii aceștia sunt o lecție de viață pentru noi. Care sunt valorile tale de viață? Dumnezeu, ne grăbim cu toții să spunem, da, iubim pe Dumnezeu, Domnul sus, Domnul jos, în stânga, în dreapta, sus. Nu, stați un pic, zice Domnul, nu cei ce zic, Doamne, Doamne, fac voia Tatălui meu, ci aceia care împlinesc cu adevărat cuvintele mele. Așa, cu Doamne, Doamne, suntem toți. Însă momentele grele din viață, când suntem încercați, atunci se vede dacă într-adevăr ceea ce spunem se și împlinește în viața noastră. Capitolul 2 ne relatează despre o altă întâlnire pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o cu Dumnezeu și la care a participat și Satana. Deja se prezenta ca un fel de șef al pământului, ca un domnitor. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Cu alte cuvinte, tot este al meu, Doamne, înțelegi? Eu sunt stăpân acolo, i-am ispitit pe toți, s-au răzvrătit împotriva ta, de aici încolo, gata, totul este al meu. Și Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, el se ține tare neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină? Ce mult mi-aș dori, dragii mei, să poată spune și despre mine Dumnezeu și despre tine aceleași lucruri. Să se mândrească Dumnezeu cu tine în fața celui rău, să spună. Te-ai văzut pe cutare, pe cutare? Nu este nimeni ca el. La care Satana zice, stai un pic, că mai are acolo ceva în care se ține. Și dacă înfig acul exact acolo, se sparge totul ca un balon. Și hai să vezi că te va blestema în față. Zice Dumnezeu, îți îngădui să-l încerci, dar de viața lui să nu te atingi. Este extraordinar, dragii mei, că totul din viața noastră se întâmplă doar cu îngăduința lui Dumnezeu. Și lucrurile bune, și lucrurile mai puțin bune. Cel rău nu poate să facă absolut nimic dacă Dumnezeu nu-i dă voie. Și de aceea, înainte de a cârtide, înainte de a fi nemulțumiți, gândiți-vă mai degrabă de ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile respective în viața voastră. Pentru că din orice avem de învățat și dacă avem acel ochi limpede și acea inimă curată, chiar și atunci când nu înțelegem, putem învăța ceva de acolo.
noi suntem gata să găsim țapii spășitori, vinovați, să acuzăm, să ne justificăm și poate că avem dreptate și în toată această lupta lui Iov, în care își blestemă inclusiv ziua în care s-a născut, el avea dreptate, era nevinovat. Însă, nu înțelegea complexitatea situației. Nu înțelegea că, de fapt, toate lucrurile se întâmplau cu un anumit scop. Nu cel pe care îl preconiza el și pe care nu îl înțelegea, ci acela pe care îl dorea Dumnezeu. În spate era o luptă și Dumnezeu voia să se mândrească cu Iov. Și bineînțeles, cât ai bate din degete sau cât ai clipi din ochi, Iov este lovit cu o bubă rea din cap până în picioare și se scărpina cu un ciob și își arunca țărână în cap. Era în jale. Nu pricepea nimic. Și spune cuvântul că în versetul 7, Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis ce a pierdut și sănătatea, a pierdut și sprijinul soției în nenorocire. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blestemă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Observați, dragii mei, cât de ușor este să te pierzi când pierzi tot sprijinul, tot ce ai. Dar când îi pierzi pe cei dragi pe care te bazai atât de mult, soțul, soția, este cumplit de greu. Când îți dai seama că nu mai ai niciun suport omenesc, este foarte greu, mai ales în momente când ești sănătos și ai oase tari și carne pe tine și pleznești de sănătate, parcă știi să dai replici, aia lasă-mă în pace, vezi de treabă, mă descurc, eu fac altele, muncesc, mă dau peste cap, realizez alte lucruri. Însă în momentul când cazi, te simți atât de slab și neputincios și pierzi și sprijinul celor dragi, este cumplit, este foarte greu. Și lecția aceasta pe care o învățăm aici, din experiența lui Iov, este că de multe ori suntem singuri cu Dumnezeu în luptele vieții. Suntem singuri cu Dumnezeu în luptele vieții. În momentele acelea nu ai pe nimeni. Când intri într-o sală de operație și trebuie să fii operat, când afli că ai cancer cu metastaze și că mai ai puține zile de trăit, când afli că ai pierdut tot ce ai avut, momentele acelea, prietenii te părăsesc, cei dragi poate te părăsesc și nu mai ai parcă nicio resursă omenească. Însă Iov arată că și atunci poți să fii puternic. Ești singur, dar ești cu Dumnezeu. Și după ce a pierdut tot, Iov a spus, ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Câtă înțelepciune și câtă maturitate aici, dragii mei. Câți dintre noi putem să spunem aceste cuvinte? Să primim doar binele de la Dumnezeu și să nu primim și răul. Ne place să primim binele, ne place să ne toarne Dumnezeu binecuvântări, să ne toarne bani, sănătate, vacanțe, prosperitate și sunt bune toate, nu înseamnă că să ne dorim răul. Însă în momentul în care vin încercările în viața noastră, atunci cedăm. Și societatea prosperă din zilele noastre, este atât de sensibilă, nu suportă nici cel mai mic disconfort, cum ți s-a luat un drept, cum ți s-a luat ceva din viața ta, din supraplus, nu din necesitățile de bază. Deja intri în depresie, ești descurajat, nu mai știi ce să faci, îți vine să nebunești. De ce? Dar când
urmează altele. Ce ai să faci atunci? Întreabă-te serios. Limitele cunoașterii umane se conturează în momentele de grea încercare. Atunci te cunoști cel mai bine, atunci se vede puterea ta, atunci se vede cât de statornic ești în valorile tale, în principiile tale și în dragostea ta de Dumnezeu și de ceilalți. Până când nu vin încercările, totul este bine, totul este frumos, nu te plângi, n-ai nicio problemă, n-ai nicio lovitură. E momentul în care un pic începe să se șifoneze confortul și starea de prosperitate, atunci încep să cârtești, să devine mulțumit, irascibil și observați de ce sunt oameni atât de nervoși și de supărați. Duceți-vă, vă rog, să stați mai multe ore în trafic într-un oraș aglomerat și aici în București, că știți mai bine despre ce vorbesc. Faptul că i-a tăiat cineva calea sau, eu știu, nu lasă să intre sau nu-i dă prioritate, imediat ne impacientăm și suntem în stare să facem stop cardiac la volan, de nervi, de răutate, de... poate că omul n-a văzut, poate că omul e stresat, poate că omul se gândește la job, poate se grăbește, are pe cineva bolnav în spital sau vrea să ajungă mai repede undeva. Imediat suntem cu judecata și cu răzbunarea, de parcă noi nu facem la fel în alte situații. La 2-3 minute după facem exact același lucru, însă pe alții suntem în stare să-i strângem de gât pentru ceea ce facem și noi. De ce? Pentru că nu ne cunoaștem cu adevărat și pentru că ne-am transformat în niște judecători aspri ai celorlalți. Ne place să avem totul aici, acum și toată lumea să ne dea întâietate. Da, dar și ceilalți vor același lucru și în momentul în care se ciocnesc aceste interese, iese dezastru. Ați observat tot din trafic, în momentul în care intri în sensul giratoriu, atunci accelerează. Bă, dar pișcă și tu puțin frâna aia, că nu-ți cade piciorul jos. No, el are prioritate și o ține pe-a lui și claxonează, dă geamul jos, te înjură și poate facem și noi din astea. De ce? Pentru că nu suportăm nici cel mai mic disconfort și asta este o dovadă a putregaiului care există în sufletul nostru. Nu ăla este de vină. Tu ești de vină. Reacțiile astea virulente, așa, și furia aceasta care iese din sufletul nostru ca un vulcan, este o dovadă că în suflet este un iad. Că noi nu ne simțim bine cu noi. Nu ceilalți sunt de vină, noi suntem de vină. Și imaginați-vă o zi, o viață întreagă, să trăiești cu tensiunea asta în suflet și cu răutatea asta și cu resentimentele. Nu ești dispus să lași nimic, să pierzi nimic. Nu, e al meu, tot. Și când e să pierzi pe bune, deja gata, te-ai pierdut, te-ai dus, numai depresie, pastile, spitalul de nebuni, nu mai ai nicio șansă. De ce? Pentru că n-ai fost învățat să pierzi. Însă dacă înveți lecțiile acestea ale vieții, vei fi greu de învins. Pentru că doar oamenii care își iau timp să se cunoască pe ei, familia lor, viața și să fie mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce primesc sunt cu adevărat fericiți. De asta Pavel spunea, m-am învățat să trăiesc și în belșug și în lipsă. Pototul în Hristos care mă întărește, asta spune el în Filipeni. În belșug ne place și știm toți, când ai banii la îndemână sau un credit, poți să le iei imediat, vrei televizor, vrei telefon, vrei iPhone, vrei nu știu ce, până la urmă ai la îndemână totul. Poți să-ți cumperi, să achiziționezi. Însă în momentul în care toate aceste lucruri sunt luate, nu prea mai știi să trăiești în lipsă. Pavel spunea, m-am învățat să trăiesc și în belșug și în lipsă. Și Iov
era învățat să trăiască și în belșug, să nu-și piardă cumpătul, să nu-și piardă mintea, să creadă că este un mare zeu, să creadă că toate se învârt în lume. Nu! Aducea jertfa fiecare dimineață, în fiecare seară, aducea jertfă pentru fiecare din copiii lui, 10 jertfe. Fără nicio zgârcenie. Îi dădea lui Dumnezeu ceea ce era al lui. Și era conștient că toată binecuvântarea vine din mâna lui. Știi să trăiești în lipsă? Știi să trăiești în zona aceea vieții când zilele sunt rele? Este greu. Însă dacă exersezi de acum cu ajutorul mulțumirii, când vin lovitori și greutăți în viața ta, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru faptul că ți-a dat putere să suporți și să duci mai departe crucea aceasta, ești cu adevărat un om fericit și un om puternic. Dacă nu ești învățat să pierzi, oricât de mult belșug ai avea în viața ta, nu vei fi fericit niciodată. Mi-am cumpărat Ferrari, ei și vreau 7 Bentley, vreau nu știu câte Lamborghini, vreau nu știu câte Aston Martin, vreau și mai multe, vreau un par de 50 de mașini, caroserie de argint, slujitori, să am tot. Și credeți că vei fi fericit? Nu! Vei putea fi fericit numai dacă înveți să pierzi și dacă știi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-a dat în viața ta. Nu vreau să condamn pe nimeni, nu vreau să înțelegeți că fac apologia pauperismului și a sărăciei. Este rea sărăcia, ca stare, nu este ok. Este rea boala, este rea suferința, însă aș vrea să vedem dincolo de ele. Că atât în binecuvântare, cât și în sărăcie, în lipsă, poți să fii fericit și poți să fii împlinit cu Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Dumnezeu nu ne datorează nimic, dragii mei. Tot ce avem este un dar. Tot ce avem este un dar. Și în momentul în care ni se ia darul acela sau ni se retrage temporar, ce facem? Uităm că de fapt era un dar și că nu meritam nimic. În cazul lui Iov, viața lui a fost una cu final fericit. După ce Iov primește înțelepciunea de la Dumnezeu și are loc acel discurs al lui Dumnezeu în care îl trage la răspundere pentru felul în care a văzut lucrurile, Iov se pocăiește în sac și cenușă și cu toate acestea Dumnezeu nu îl judecă pentru faptul că s-a întrebat de ce vine în viața lui suferința. Pentru că în suferință omul se întreabă multe, pune la îndoială multe, însă ia la răspundere pe toți ceilalți prieteni sfătuitori ai lui. Când ajungi în necaz, în suferință, sunt atâția sfătoși, ai plină lumea de ei. A, păi trebuia să faci așa, dar sigur că ai făcut-o asta, de asta se întâmplă asta în viața ta. Și încep cu taca-taca în viața ta și să te judece, să-ți dea sfaturi, dar să-ți întindă o mână niciunul dintre ei. Numai să contemple și să fie mari filozofi. Din ăștia n-ai nevoie în viața ta. Și Dumnezeu reabilitează pe Iov și zice, niciunul n-a vorbit, chiar dacă el s-a întrebat și a blestemat ziua nașterii, s-a întrebat de ce se întâmplă în viața lui acele nenorociri, pentru că el a încercat să facă toate cât mai bine posibil, se teamă de Dumnezeu, să aducă jertfe, să-i se închine, să fie credincios, să fie moral, să fie fidel. Și toate au venit deodată peste el. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta și după ce l-a readus în starea de dinainte, Dumnezeu i-a dat înapoi dublu decât a avut din tot ceea ce era la capitolul avere și a mai dat încă 10 copii, nu i-a dat 20, nici nu putea să mai nască femeia aia atâția copii. Dar ceilalți nu erau pierduți pentru totdeauna, pentru că tata s-a rugat pentru ei și au murit credincioși în brațele lui Dumnezeu. Și prin urmare,
tot dublu a primit, pentru că pe ceilalți 10 urma să-i primească mai târziu, atunci când răscumpărătorul care este viu, despre care vorbea Iov, se va scula și va face dreptate pe pământ, vor învia și ceilalți. Chiar spune foarte frumos în capitolul 19 Iov, da, știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Asta era crezul lui Iov. Că după toate nenorocirile acestea și dacă urma să moară, Dumnezeu îl va privi cu bunăvoință în ziua învierii. Iov, chiar dacă a pierdut totul în cele din urmă, Dumnezeu i-a făcut parte să câștige totul. Dar sunt oameni, dragii mei, care în viața aceasta au pierdut totul și cu toate acestea au murit ca niște biruitori. Au murit în închisori, au murit bătuți, au murit decapitați, au murit arși pe rug, au murit în boli cumplite, au murit de niște morți groaznice. Și cu toate acestea, ei rămân neînvinși, pentru că Dumnezeu a rămas în sufletul lor și credința în El a rămas neclintită, tare. Ești de neînvins atâta vreme cât crezi în Dumnezeu, atâta vreme cât valorile din sufletul tău rămân în ciuda loviturilor pe care ți le dă viața. Ești de neînvins atunci când viața te trântește la pământ și te ridici din nou și mergi mai departe, atât cât îți îngăduie Dumnezeu. Ești de neînvins chiar și atunci când cazi în groapă și viața ți se curmă, dacă credința în Dumnezeu a rămas în inima ta. Ești de neînvins.